Sărbătoarea Crăciunului are ceva special. Ea este un moment de bucurie în care petreci în clipe speciale alături de cei dragi. Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Angie. În clipul de astăzi o să vă arăt cum împodobim bradul și ce decorațiuni de Crăciun am pregătit. Așa că să-i dăm startul cu tema de astăzi. Când spui Crăciun, gândul îți zboară automat la bradul împodobit, la colinde, la miros de scorțișoară, la un pahar de vin fiert, știu eu, la un cozonac și ce mai pregătim noi ca și români, ca și tradiție, pentru sărbătoarea Crăciunului. Deci am început cu ușa de jos, unde am decorat ușa cu o steluță din lemn pe care am accesorizat-o eu puțin. O coroniță agățată de ușă va crea automat, instantaneu, o atmosferă călduroasă și primitoare. Coronița pe care o vedeți am creat-o eu anul trecut, pentru că nu am mai folosit globurile de culoare roșie, aveam un suport de genul și le-am lipit cu pistolul acela de lipit, pentru că aveam deja suportul, nu mai l-am înfășurat într-o bandă roșie și le-am lipit. Mi-a luat ceva timp, dar eu zic că rezultatul este unul frumos. Am ales o abordare mai minimalistă, mai puține decorațiuni, mai simplu, culori albe, crem, negru, foarte simplu. Brăduța acela de lemn l-am luat de la Teddy, a costat doar 5 euro, așa că anul acesta am optat pentru ceva simplu și nu atât de împopoțonat. Dacă vă întrebați ce este Advent Kranz, ce este Adventul, Adventul este un obicei ce provine din Germania. Este asociat cu postul Crăciunului și are o tradiție interesantă. Se referă la mult așteptata naștere a Domnului nostru Isus. Se ține cu 4 duminici înainte de Crăciun, deci pe 29 noiembrie, duminica trecută, deja a fost primul advent, de aceea există acele 4 lumânări. Am ales să pun o astfel de Adventskranz în sufragerie și una în bucătărie. Ca și semnificații, de ce sunt acele 4 lumânări, prima lumânare este lumânarea profetului, a doua lumânare este lumânarea Betleemului, a treia se spune că este lumânarea păstorilor și a patra lumânare este lumânarea îngerilor. Deci aceasta este tradiția celor 4 lumânări. Da, și luna decembrie începe cu calendarele advent și cu surpriza de a descoperi ce conțin acestea. Le găsiți disponibile în magazine, în variantele ce le am și eu, de acesta este cu plastelină și ceva culori. Mai am câte unul pentru fete din ciocolată și varianta aceea de mai sus cu mânușile acelea, pe care le puteți crea voi propriile calendare. Eu am cumpărat produse de îngrijire,
parfum, creioane, cercei, prinzător de păr, le-am învelit și le-am pus în calendarul Amaliei, pentru că Elena i-am cumpărat unul în care în fiecare zi o să aibă ceva de plastelină, slime, creioane colorate, ceva să-și ocupe timpul, dar pentru că Amalia deja este mai mărișoară, are 11 ani, pentru ea am ales să îl creez eu singură și să îi pun tot felul de chestii. Dulciuri nu am mai pus decât ceva Tic Tac, pentru că au acele calendare de ciocolată de la Milka. În general, se bucură în fiecare dimineață când se trezesc, bucuria aceea, ce avem astăzi în calendar. Așa că pentru copii, plus că învață să aibă răbdare, în fiecare dimineață să-l deschidă, numără câte zile mai sunt până la Crăciun. Deci, până la urmă, îmbinăm utilul cu plăcutul. Deci nu trebuie să fie neapărat chestii temirce scumpe. Clar că există calendare și pentru femei, există pentru bărbați, deci pe categoria cosmetice în Douglas și peste tot Notino și toți cred că au o gamă foarte variată de calendare. Anul acesta am ales să nu mi-achiziționez personal un calendar de genul și mai bine să donez banii cuiva care chiar are nevoie de ceva și se bucură mai mult decât m-aș bucura eu de acel calendar. De aceea eu anul ăsta nu am calendar. Și ce vedeți în imagine, astea sunt niște idei pe care le puteți aborda voi, să faceți singure calendar. Deci după ce am împachetat tot, am agățat, pentru că sunt mănușile acelea foarte mici, am agățat cu o clemă de haine la fiecare număr, oricum am scris pe pachetel ce număr are și le-am agățat acolo. Bineînțeles că Elena între timp a apărut de la grădiniță și era, eu mă grăbeam să-l termin până nu ajunge Amalia de la școală și i-am ajutat. Era foarte interesantă că le scutura așa, se uita cam ce are. La un moment dat chiar mi-a zis că ea nu mai vrea calendarul ei cu plastelină, că ea vrea și ea unul ca la Amalia, dar anul acesta hotărârea a fost deja luată, deci acestea sunt calendarele fetelor. Am decorat așa puțin cu câteva globuri și camera fetelor, ceva simplu, nu mare lucru. Și am mai pus o instalație la fereastră și tot așa câteva globuri atârâ. Și să trecem la împodobirea bradului. Am cumpărat anul acesta decât steluțele acelea aurii, deci restul de globuri din cutie ce se văd le aveam de anul trecut. De ce alegem noi să facem bradul? Astăzi este data de 5 decembrie. De ce alegem să-l facem? Întotdeauna, de vreo 10 ani încoace, noi facem bradul, noi ca și familie, facem bradul prima sâmbătă după Moș Nicolae. Dar pentru că anul acesta este un an mai special, nu avem târguri de Crăciun, stăm mai mult acasă, m-au înnebunit fetele la cap și au zis, hai să-l facem sâmbăta asta și să nu așteptăm până sâmbăta viitoare. Așa că ieri am fost la florărie, pentru că acolo găsim brazi foarte frumoși, în fiecare an luăm de acolo. Pentru cei care nu știu, noi locuim în Germania de 6 ani și în fiecare an alegem să ne cumpărăm bradul de acolo. Așa că anul acesta am ales să facem și bradul mai repede, dacă tot stăm în casă, măcar să ne bucurăm de el. Noi întotdeauna preferăm bradul natural, n-am avut brad artificial niciodată. Oricum o să-l reciclăm, o să-l punem la bio, pentru că cei care locuiesc în Germania știu că aici se reciclează foarte, foarte bine. Așa că să începem cu decoratul bradului.
Crăciunul în 2020 nu va arăta cu siguranță ca cel din anii anteriori. Pandemia, din păcate, a schimbat modul în care ne vom petrece sărbătorile de iarnă. Fără târguri de Crăciun, fără concerte în aer liber, fără colindători care nu vor mai intra din casă în casă și altele ce se obișnuiau să se organizeze în anii trecuți. Practic, ne vom întoarce la ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului, și anume în și cu familia. Deci, sincer, nu știu cum o să fie. Și pentru noi este destul de trist așa, anul acesta n-am fost deloc acasă, n-am fost deloc în România. Da, destul de greu așa, dar încercăm să ne facem viața mai frumoasă, de aceea am zis și zis că am împodobit bradul mai puțin mai rapid decât o făceam de obicei. Înainte, cu mulți ani în urmă, făceam bradul pe 24, cum era tradiția, dar pentru că soțul meu pe vremea aceea lucra la Penny, eu eram contabilă și cei care sunt contabili știu când vine 25 ce înseamnă. Și mă trezeam de foarte multe ori că, bineînțeles, mai aveam de făcut vreo cremă la prăjitură, mâncare și bradul tău îl lăsam pe așa mai spre seară și mă trezeam când vin colindătorii și bradul meu nu era terminat. Și am zis, ok, în fiecare an tot ziceam că o să încep mai repede, că sigur o să-mi termin treaba mai repede, până când am luat decizia, bradul nostru nu o să mai fie făcut pe data de 24, o să-l facem prima sâmbătă după Moș Nicolae și an de zile, deci de vreo 10 ani încoace, am respectat această tradiție pe care ne-am creat-o noi ca și familie, pentru că, nu știu, ne place așa să ne bucurăm de a împodobi bradul, de bucuria asta, de a scoate ce mai avem pe acolo prin cutie, ce decorațiuni, ce globuri am mai avut anul trecut. Fetele, ca de fiecare dată, au fost foarte încântate. De azi dimineață au tot întrebat, când face bradul, stați să luăm micul dejun și o să facem. Da, nu ești gata încă, dar nu îl puneți odată. Așa că astăzi au avut ocupați și au fost foarte fericite. După cum se vede și în imagine, deocamdată ele sortau așa cam ce globuri le plac lor mai mult ca să așeze ele pe brad. Am ales, după cum s-a și văzut în imagine, și foarte puțin am decorat, deci acele advent scranți pe masă și în rest nu știu, cât mai simplu bradul și în rest nu foarte multe decorațiuni. Îmi place să abordez un stil cât mai minimalist. Eu zic că puțin înseamnă mai mult și să ne bucurăm efectiv în sine de sărbătoarea Crăciunului, să ascultăm colinde în această perioadă. Nu știu, să facem fursecuri, să bem o ciocolată caldă. Nu știu, dacă nu ne mai putem întâlni atât de mult cu cei dragi, știu eu să îi sunăm, că tot e la modă acum să ne auzim și să ne vedem prin tehnologii moderne și har Domnule avem destule la dispoziție. Să ne fi gândit dacă ne prindea pandemia acum câțiva ani când nu aveai acces la internet și nu aveai, știu eu, atâtea surse prin care poți comunica cu cei de departe.
Așa că eu zic că să fim optimiști, să avem zâmbetul pe buze, să avem speranță, să avem încredere că vom trece și peste această perioadă mai grea din viața noastră și cu speranța de a rămâne totuși sănătoși și a ne bucura de sărbătoarea Crăciunului ce va să fie, să fim cât mai mulți, mai mult alături de cei dragi nouă. Dacă aveți părinții voștri alături, știu eu, să fiți cât mai mult aproape de ei, chiar dacă în condiții de siguranță, dar de Crăciun este important să fim acolo și pentru ceilalți să fim mai, știu eu, mai răbdători, mai calmi, mai blânzi cu cei de lângă noi, chiar dacă sunt zile în care ne mai agităm, ne mai enervăm, dar să fim mai toleranți, zic eu, măcar dacă nu reușim, măcar să facem un exercițiu în privința aceasta. Deci cam așa ne-am petrecut noi o parte a zilei de astăzi. Așa că fetele au fost din plină mișcare, mai încolo se pregătesc să-l aștepte pe Moș Nicolae. Ce pot să spun legat de Sfântul Nicolae? Eu zic să învățăm copiii că Moș Nicolae de fapt vine de la Sfântul Nicolae, este un sfânt care exista și nu este, Moș Nicolae nu este un fel de Moș Crăciun. Moș Nicolae face daruri, da, și nu se arată, da, pentru că așa spune și tradiția. Dar eu zic că dacă vrem să fim și noi niște adevărați Moș Nicolae, eu zic să nu rămânem doar la și să nu ne rezumăm la a face cadouri doar celor apropiați nouă, copiilor noștri, știu eu, celor din familie, și să facem și o milostenie cu cei aflați în nevoință, așa după măsura și după puterile noastre, pentru că de fapt aceasta este învățătura pe care ne-a lăsat-o Sfântul Nicolae, să fim mai buni și mai cu dare de mână pentru cei care se află într-o situație nu atât de bună, de plăcută, cum suntem noi. Și eu zic că din puținul nostru, știu eu, putem renunța la o ciocolată, la o cafea. Adică nu trebuie să fie mare lucru, dar eu zic că gestul contează. Și bineînțeles să învățăm și pe copiii noștri să facă același lucru și la rândul ei și ei pot să fie un Moș Nicolae pentru cineva sau mai încolo de Crăciun, un Moș Crăciun pentru cineva aflat în nevoință. Pentru că sunt destui oameni săraci, destui oameni în vârstă care nu mai au pe nimeni sau sunt lăsați de izbeliște, așa că fiecare în aceste momente premergătoare Crăciunului am face bine să ne îndreptăm atenția și pentru cei mai necăjiți decât noi. După cum se vede, fetele sunt în acțiune. Deci, de obicei, Elena anul trecut se plictisea și după câteva minute așa s-a dus în treaba aici și s-a jucat, dar anul acesta a participat până la final. Deci
chiar... chiar s-a bucurat de brat, de bucuria aceasta care ți-o produce. Nu știu, întotdeauna în preajma Crăciunului simțim așa o bucurie și vorba aceea de Crăciun fi mai bun, să ne încărcăm sufletul cu lucruri pozitive și să mai lăsăm problemele și necazurile puțin la o parte. Bineînțeles că nu o să ne ocolească pe mulți dintre noi, dar să rămânem totuși optimiști și să ne bucurăm de această sărbătoare așa cum se cuvine, în condițiile care bine le știm toți. Așa că să nu stricăm bucuria Crăciunului cu situația în care ne aflăm anul acesta. Deci cam acestea sunt decorațiunile. Am ales culori doar alb, puțin auriu, ceva argintiu, nu instalații foarte multe. Deci așa mai simplu. Deci anul ăsta am mers pe o abordare mai simplistă. Sper să vă facă plăcere să vizionați acest clip, să dați un like dacă vă place ce ați văzut astăzi, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și bineînțeles să apăsați clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu postările mele. Și mă gândesc așa că tot ne apropiem cu pas destul de repede de Crăciun, pentru clipul următor să pregătesc un clip cu niște rețete de fursecuri pe care eu le pregătesc în fiecare an. Sper să vă inspire și pe voi și să vă facă să adorați fursecurile. Pentru noi fursecurile sunt o variantă, știu eu, merge foarte bine la o cafea, ai ceva ce stă, poți să le pregătești din timp, poți să le faci cadouri, știu eu, unui vecin, celor apropiați, le pui într-o punguliță frumos și ai făcut un cadou simplu, cuiva drag, nu trebuie să fie neapărat cadouri scumpe, sau puteți pune o lumânare frumos aromată pentru o atmosferă veritabilă de Crăciun, sau ce credeți voi de cuviință.